Bună ziua, dragii noștri! Avem astăzi o surpriză plăcută pentru voi, pentru că am invitat în studio pe Cătălina Mirică. Este o cântăreață de muzică pop, o voce promițătoare, o româncă de-a noastră, pe care unii dintre voi o cunoașteți deja. Bine ai venit, Cătălina! Bine v-am găsit! Bună ziua! Cătălina, tu ești cântăreață de muzică pop, așa cum te -ai Cum te recomand, de fapt, prin ceea ce, ce cânți? Da. Înainte de a, de a vorbi despre ceea ce faci tu acum, aș vrea să te întreb: tu ai o voce deja foarte promițătoare, foarte lucrată, să spunem, deja. Cum, cum ai început în România, presupun? cariera asta în, de este, 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 un drum lung de, de, când eram mică. De fapt, eu am vrut să cânt de când aveam 3 ani, 4 ani, deci spuneam că vreau să cânt la garderie, când îi zice grădiniță. În București în franceză și, și spuneau mama, fetița asta vrea numai să cânte, nu vrea să scrie, ne încercat să ne învețe să scriem alfabetul și eu nu mai știam toate, aveam, aveam, o fereastră cu desene și mi aduceam aminte de fiecare desen care avea un, un cântecel care era raport cu desenul și cânta mereu și deci mama a fost cântăreață în România, a cântat, era cu Ion Cristinoiu foarte mult, el o ajuta și la un moment dat știu că era un de renume care i-au spus trebuie să să faci și restaurante și altceva acasă. Și pentru că e un domeniu dificil și e, pentru ea, ea vrea numai scene mari și și-a și -a făcut familie și a renunțat până la urmă la decizia asta. Iar eu de mică am spus, eu nu o să renunț niciodată. Și am continuat, deci spuneam profesorului că vreau să cânt de mică. Și... Deci dacă ai fi avut la școală 10 ore de muzică pe zi, mai fericită, pe zi. Da, Am fost la Supă cor de foarte când mică nu faci matematică, de exemplu Sau da, română da, uh, uh, Exact, de foarte mică eu am fost la cor Am avut, într-o întâmplare, același dirijor cu mama când, același Care s-a ocupat și de mama Când eram mică Și apoi uh, am continuat așa pe drumul meu Până când îmi uh, făceam o agendă, Luam numele de... Ascultam Vine Noaptea în direct la Radio România Seara, târziu Și luam toate, toate numele Care mă inspirau și îmi plăcea foarte mult Medelina Manole. Eram fan de Lina Manole și mergeam cu părinții la toate spectacolele ei. Și așa am, legat o, o, prietenie cu ea până la urmă. Când, a fost, când am avut 12 ani, până am, mers la 3 din 10 pentru un show la scena radio și m-am urcat pe scenă știind că domnul Ion Cristinoi o să fie acolo, din păcate plecase ca să mă vadă cântând. Și uh, s-a întâmplat, am câștigat acel concurs, iar domnul Gheorghe Mihai, care era directorul magazinului Muzica pe vremea aia, a venit și a spus, fetița asta o să fie cântăreață. Și apoi Mădălina Manole m-a luat în brațe și așa a fost prima persoană care a crezut în mine cu adevărat și nu le-am uitat niciodată și mă, mă, încurajează și astăzi. Am avut un interviu împreună, un interviu la Radio România împreună, acum un an jumate. Și, așa, a fost un drum așa greu, pentru că părinții n-au vrut să când, dar când am venit aici în Canada... Am în România tot. ai -a urcat început. pe scenă? Am urcat, am fost cu corul Mihai Viteazu foarte mult. De câte, erau, de câte ori aveam spectacole la școală, cântam. Cât am, am fost pe multe scene cu corul, în primul rând, am cântat foarte mult cu ei și la Radio România atunci. Și odată a ajuns, a, a ajuns aici, abia, abia aici în Canada, a început să. Ai atacat, să spunem. Da, deci a... pentru că ajunsesem la o vârstă când puteam să iau o decizie da. singură. Da, deci am -o, dar a m-a întârziat pentru că aici a trebuit să învăț limba, să merg la științe și m-am dus la, dus la corul Universității din Montreal și era o româncă, doamna Mary Jane Puiu, care dirija. Și uh, i-am zis, vreau să, să fac audiția și eu pentru un solo. Și a spus, uh, poți să mergi dacă vrei, dar erau numai cântăreți din master la la, la, la Canto. Și m-am dus, am plătit un pianist pe loc și atunci directoarea departamentului a zis, ai talent să faci opera. Și așa a fost, eu am vrut mereu pop și m-am detas pe opera, am descoperit opera, avansam super repede. Și am decis că opresc tot și mă duc la muzică m-am îndrumat spre Colegiul Vani, unde am, un an în canto clasic și m-am dus pe urmă la Universitatea Laval, în Quebec, unde m-a primit mai repede. Și apoi am început să lucrez cu doamna Terese Vajan la Meghil pentru canto și așa mi-am urmat drumul până când am întâlnit pe Benoît Sarazan, care este pianistul lui Isabel Bulemar, este mentorul meu astăzi în pop. A remarcat să, să poți colabora cu așa un nume aici în hmm. Quebec este ceva senzațional. Cred că nu este dat oricui, totuși se poate colabora cu el. Uh, te, nu lucrează cu oricine, sigur, dar trebuie să ai un talent, dar eu m-am întâlnit dintr-o întâmplare, eu totuși nu am nume ca și în România și aici. Făceam la fel, îmi luam nume, că mă auzeam pe cineva și s-a întâmplat că la un moment dat l-am sunat, aveam un spectacol, mi-a oferit un spectacol după ce am cântat la Santra, dar la Chapel în Quebec, care m-a susținut foarte mult și nu aveam pianist și am sunat disperată să găsesc un pianist <l> și atunci ne-am întâlnit pentru prima dată și a fost superb, deci am zis, am e pianistul din visele mele și nu, nu m-a lăsat niciodată de atunci, el m-a introdus în pop și am avut ca chitarist la primul meu spectacol cel care a compus în șans Consa. deci mi-a adus un gen de renume atunci. De Cătălina, dacă îmi permiți, e... Vom discuta după o scurtă pauză. Sigur. Vom continua, dragii noștri, să vedem cine este Cătălina Americă și ce ne pregătește pe viitor. Așadar, Cătălina colaborez cu pianistul lui Isabel Bulet. Și cu mulți alți Și cu mulți alți nume din, din domeniul ăsta. Industria asta o putem denumi, pentru mm. că. Este o industrie. Este o industrie, este uh, și un business. Ce alte colaborări care, care, care te-au îmbogățit și care te îmbogățesc pe tine? Uh, Sunt multe persoane, deci acum este, um, este domnul Richard Abel. Care cânt foarte des, el mă susține foarte mult și am legat și o prietenie uh, cântând foarte des cu el. Uh, Ghisintonj, uh, care este cel mai mare orchestrator, aici uh, am, am lucrat cu el, este un, un pianist uh, de mare talent și el. Uh, deci, tocmai m-a invitat din nou, o să cânt din nou în vară cu el uh, la cudră unde cântă Marker Viu, uh, invită multe personalități. Uh, pe urmă. Um, la meu uh, de muzică franceză, este într-o de Guillaume Marchand, care este pianistul lui Céline Dion. Deci, pe lângă pianistul uh, lui Isabel Boulet, acum l-ai corupt, să spunem, și pe pianistul uh, lui Céline Dion. <laughs> este, de, wow, da, bravo. A fost întâmplare, dar uh, lucrez Lucrez și cu profesoara lui Selindion, doamna Monique Cardinal, de câteva luni, și este acum a doua mea profesoară de canto după Teresa Este un om deosebit și mă ajută foarte mult în ceea ce fac. Să sperăm că vei fi o Dion a doua Selindion a Quebecului, de ce nu? <laughs> sau o a doua Isabel Bule a Quebecului? De altfel. Nu te-ai oprit doar la, la serate muzicale, iată că urci pe o scenă uh, la Assomption Va fi un spectacol formidabil Le Grand Noir de la, la Muzică franceză francez, exact. Ce înseamnă asta? Uh, înseamnă nume, un spectacol care este un omagiu uh, Muzicii franțuzești uh, O să fie muzica deci Edith Piaf, Vasnavour uh, O să fie Dalida Deci cele mai mari nume Din muzica franțuzească Johnny Hallyday, Brel. Jacques Brel Exact și uh, câteodată mai introduc și câteva melodii Din cântecele mele originale Dassin, Nu. nu, <laughs> e preferatul <laughs> Meu, dar, <laughs> dar, ea nu viitoare, ea, poate. dar el nu este introdus, din păcate. Poate o dată viitoare poate. Poate. <laughs> poate. Dar sunt, sunt multe nume, sunt multe cântece care sunt cunoscute și este un spectacol frumos. A fost o idee care tot cântând muzică franțuzească îmi place foarte mult cu Benoit și gerantul meu a avut ideea asta, deci nu spectacol, music muzic francez. Mai sunt bilete? Și mai sunt câteva bilete. Ah, bravo, este sold out. <laughs> da, atrate. nu, încă, da, da, mai sunt câteva bilete. Uh, știu că este pre premiera mea, urma să o fac în, vreau să o fac la, la Place des Arts și în Quebec, și a fost un spectacol cu Richard Rabel la Somption, la Oasis du Vieux Palais. Am găsit că sunt niște oameni foarte deosebit public, foarte călduros. Și am zis, uh, ok, o să fac premiera mea aici. Așa, am fost așa de, de drăguți. Și de aia, de am să încep la Somption, dar urmează să refac un spectacol pentru orașul Ancien Loret pe 24 martie. Și dar apoi... înainte de 24 martie vei uh veni la, să sărbătorim împreună ziua femei la Montreal, pe nou, la Renaissance. Exact, uh, o să fie frumos. Ce, ce vei cânta? Uh, voi cânta mai mult. Sigur că fiind pentru români, am să cânt muzică și românească, o să cânt și muzică populară adaptată spre pop Uh, o să cânt și din repertoriul meu. Grano, o să cânt de și la câteva la melodii rumen. de Grand Nou de la muzică franceză, dar și de la muzică rumeană, exact. Bravo. Și de altfel, fac o paranteză, am comparat uh, Maria Tănase cu Edith Piaf. Deci, în spectacolul meu de muzică franceză, o să cânt și ceva de Maria Tănase, care urmează, este ca într-un medley, și apoi o să cânt Edith Piaf, ca lumea să vadă două mari cântăreațe care o, sunt extraordinar... și sunt extraordinare. De altfel, și noi am invitat la rândul nostru pe toți românii de aici din Montreal, din Quebec, să vină să te vadă pe 21 februarie la Asompion. Sunt da, da. convins că va fi un spectacol extraordinar. Te așteptăm cu mare drag și de Ziua Femei, unde vei avea un contact direct și foarte, foarte apropiat cu Super. românii de aici. Da. Mulțumim că ai acceptat invitația facem noastră. Îmi face mare plăcere și chiar mi-am adus aminte ca proiecte, pentru că tocmai vorbeam. Am și o colaborare cu Claude Sarmieri, deci urmează, urmează un drum în Franța unde o să fac discul meu pe, cu el. Deci el a, el a lucrat cu selin Dion-Réchard ah, și discul meu, discul meu o să fie în Franța. Treia să fie în Quebec, dar o să încep cu Franța. Um, ai colaborat și cu Cornelius Montano? Da, Dacă deci m am, m -am cântat cu Corneliu de multe ori, I am cântat Corneliu. la, deci a fost primul nostru spectacol. Deci un alt român care are o voce. Exact, exact, deci am o voce foarte frumoasă, vocile noastre merg bine împreună, am făcut opera amândoi înainte și cântăm melodii at time to say goodbye the player. Am avut spectacolul controlat împreună și eu l-am format. Spectacolul ăsta a fost ideea mea și pe urmă el a venit și -a. Împreună am făcut un spectacol frumos și îl putem, îl putem reface or, oricând. Și apoi am mai organizat câteva spectacole în Quebec, care le-am făcut împreună, apoi ne-a invitat un producător în și am cântat împreună, am avut multe spectacole cu el. Cătălina, cum găsește publicul de aici, publicul quebecois? Pe, uh, uh, shalom, față se... de publicul francofon din uh, New Brunswick sau în uh, uh, alte Este diferit New Brunswick față de, de Quebec. Hmm. Oamenii sunt superbi în, în New Brunswick, dar și aici sunt, sunt foarte călduroși, dar e ceva, e o atmosferă specială în New Brunswick. Sunt așa, când am dus acolo, parcă eram selindios. să zicem, pentru ei asta eram. Deci e să fac o poză cu tine, să îmi dai autograf. Foarte, <laughs> Așa foarte Așa de drăguț. Da. Știu, oameni foarte, foarte cum se cade și, și călduroși, au, au un ceva specific. E, am cântat de mai multe ori în Ubronzic și am observat asta, sunt, sunt, foarte deosebiți, dar și în Quebec sunt niște oameni superbi. Deci și la Somsion și peste totul de când un public foarte, foarte șalor. Cum găsești aici. să trăiești din artă, din de muzică. Nu, este ușor să, să treci din, fi, da, din, din artă, din muzică. Pentru nimeni eu cred că este ușor. De altfel și Isabel Bulea am auzit că plătește, ok, câștigă, dar mereu vrea să aibă o calitate mai mare și plătește mai mulți muzicieni, ceea ce face că îi diminuează salariul, deci toți vrem să fie bine, dar este, este posibil să trăiești din asta. Sigur că dacă nu ești serindion, e bine să mai ai ceva pe lângă, tot în muzică. Eu, de exemplu, predau, am școala medicantă, am și un concurs care organizez mă o voa, dar este e, sigur că este posibil să trăiești din artă și să faci ce-ți place în viață. De altfel, văd că ești la fel de hotărâtă ca și atunci când aveai trei ani, când ah, spuneai da. că nu vrei să faci altceva decât <laughs> să cânti. Sigur. Eu îți doresc să cânti cât mai mult și de ce nu să faci și cât mai mulți bani din, din, mult. din pasiunea asta, care este și o meserie, este o întâmplare fericită să mm. ne câștigăm viața, dintr-o Din... pasiune. Exact, că meseria devine pasiune. Când sunt plătită prin muzică, nici nu realizez. Trebuie să mereu gerantul meu să gereze, pentru că pentru mine nu înseamnă un lucru. Deja este o pasiune să cânt. Îți da. dorim uh, mult succes. Mulțumim încă o dată că ai venit aici la noi, la ESCU TV. mi făcut Și te, așteptăm, plăcere. te așteptăm la, la concertele pe care le vei susține. Nu ne să ne anunți. La rândul nostru vom... Uh, Vom face cunoscut românilor de aici. Să vină mulțumesc să te vadă, să te susțină, să te aplaude. Mulțumesc mult și mulțumesc tuturor celor care au ascultat, și vă invit pe 9 martie la spectacol organizat de SQTV. O să avem o seară superbă!